Chiar dacă am sesizat mai devreme că arde focul deschis tot timpul, aici, în căminul 13 al Universității Politehnice, nu a reacționat nimeni, nu a intervenit nici situația de urgență, nici pompieri, nici Ministerul Educației. Și pe aici văd că vin copii, elevi, ia ca și cercetători europeni. Universitatea pretinde că nu-i paraclis aici. Iată, scrie chiar pe ușa lor. Paraclis universitar. Și universitatea pretinde că nu se fac aici slujbe. Poftim, tedeum, molebion, parastase, toate astea se fac. Program de activitate a bisericii. De luni până vineri e deschis pentru închinare. Sâmbătă se face tedeum. La 4:30 școală duminicală pentru matur, slujbă vecernie, utrenie, tarna, taina mărturisirii, toate astea se fac bună și dimineața și seara. Nu-i bătaie de joc, preote Anatolie Gonciar sau preote Ion Banari. Și autoritățile o fac pe neznai. Caminul 13. Interesant cine o solicitat, cine dintre studenți o solicitat locaș de cult în cămin și încă și mai este aici, policlinică. Bună. Dar ce vin copiii aici? Este vreo grădiniță? Nu, este că vin studențesc, dar locatari trăiesc. Unii locatari au copii, da? Da, da. Am înțeles. Dar ce auzim că este și policlinică aici? Policlinică? Nu e policlinică. Asta e un fel de... Punct medical. Punct medical. Al universității. Al universității, da. Înțeles. Dar de focul ăla are grijă cineva că este un foc deschis acolo tot timpul. În clădire, în casa asta. Aici la noi sau în casa de alături? Ia că aici arde focul. Dar cine l-a prins? Nu știu cine l-a prins. Cine l-a prins? Aici. Aici, da. Aici este un bărbat vine și aprinde. Și el are voie să aprinde în cămin. De cât timp? De cât timp? De cât timp, doamne? Cum? De cât timp arde? Arde și de cât timp vine preotul aici? Topil în tot sâmbătă vine și faci slujba aici. De un an, de doi, de o lună. Eu de când am 3 ani, de când lucrez 3 ani, îl văd, dar el e de tare de mult. Am înțeles, mulțumesc. Studenți când vin? Nu, dacă mai rămas student aici, mai mult văd că preoții și copchii. Vai de capul nostru, studenților 3-1. Ce să fac cu sesizare scrisă la 112 sau la serviciul acela de... Situații excepționale. Că arde focul la căminul 13 al UTM. Dacă rectorul e în cot, sau așteptăm să iei foc de la paraclis tot căminul și să căutăm atunci vinovat. Că au venit antihriștii sau au venit dușmanii și-au dat foc. Nu noi.